Astăzi este o zi în care căutăm să ne apropiem de Domnul și tema, după cum a fost anunțat, este caută să fie aproape de Domnul. Cum a fost anunțat, este bine dacă dorim să fie predică reușită, să ne rugăm pentru predicator. Dacă cineva a hotărât să se roage în timpul rugăciunii, sper că n-am să vă încurc prea tare. Haideți dar să începem să intrăm în Scriptură, să fim cuprinși de Duhul ei. Caută să fie aproape de Domnul și ca versete de bază vom lua două versete, 2 Petru 1 cu 19 și Maleahie 4 cu 1. Să le dăm citire. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că ați luat aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Și Măleahie spune că și iată vine ziua care va arde ca un cuptor. Toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea, Ziua care vine îi va arde, zice Domnul Oștirilor, și eu nu le va, și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Dar pentru voi care vă temeți de numele meu, vă răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub arepele lui. Veți ieși și veți sări ca viței din grașt. Dacă cineva dorește ca să ține în memorie bine predica de astăzi, vor fi trei imagini principale. Vor fi Soarele, Dumnezeu, Soarele Adevărului, apoi vom vorbi despre Luceafărul, care este Luceafărul de de dimineață, și în a treilea rând vom vorbi despre a, cuvântul prorociei care este ca lumină care strălucește într-un loc întunicos, ca o lampă. Pentru ce... Să-l căutăm pe Dumnezeu. Știți, de obicei noi căutăm lucrurile care s-au pierdut. Dar cu Dumnezeu lucrurile nu stau așa. Dacă nu-l găsești pe El, pierdut vei fi tu. Eu cred că este bine, în primul rând, să-l căutăm pe Dumnezeu, că trăim pe Pământ, pentru că întâlnirea cu El, indiferent dacă-l vom găsi sau nu, întâlnirea cu El este inevitabilă. Când suntem încă departe de El. Știți, și soarele pe cer îl putem acoperi cu mână și parcă nici nu se vede. Când suntem departe de Dumnezeu, ne putem ascunde de El printr-o faptă, printr-un gând, cum spune nebunul, nu este Dumnezeu. Și destul, deja nu se mai vede această zi când Dumnezeu va fi clar ca soarele pe cer pentru fiecare. Este destul. Dar vine o zi la care deja nu se va putea ascunde. Și haideți să dăm citire la Apocalipsa 6 cu 15, ce spune despre această zi. Deci noi vorbim că este bine să-L căutăm pe Dumnezeu, fiindcă oricum întâlnirea cu El este inevitabilă. La Apocalipsa 6 cu 15, toți oamenii s-au ascuns în peșteri și în stâncele munților și ziceau munților și stâncelor, cădeți peste noi și ascundeți-ne ascundeți de față celui ce stă pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Și de asemenea citim în Apocalipsă că pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Într-o zi, Dumnezeu va arăta cine este El. În această zi nimeni nu va mai spune unde este Dumnezeu, fiindcă nu va rămânea nimic. Va fi El și noi. Și vom sta în fața Lui și vom da răspuns pentru întreaga viața noastră. În această zi cerurile vor trece cu trosne, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. În secolul 20 au descoperit savanții că totul întreg univers s-a produs din energie în energie și se va întoarce, iar noi vom sta în fața lui Dumnezeu și nimic nu ne va mai sustrage. Vom fi față în față cu El, care a creat toate lucrurile și pe noi. Despre această zi Petru spune că dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cu cel nelegiuit și cel păcătos? În această zi, când Dumnezeu va fi față în față cu noi, Poate astăzi sunt oameni care se mai întreabă, până la urmă spuneți-ne voi creștinii, cum este Dumnezeu? El este oare dragoste? Sau El este un foc mistuitor? Nu înțelegem în ziua când vom sta față în față în prezența Lui, când El va fi mai aproape decât soarele pe cer și nu va fi niciun alt lucru care ne încurcă să o vedem. Când vom sta în prezența Lui, știm toți când un corp străin ne merește în corpul nostru, în trupul nostru. Ce se întâmplă? Întreg sistemul imunitar începe să lupte cu acel corp străin. Întreaga mânie a sistemului umanitar se ridică ca să-l ardă, să-l distrugă, să-l elimineze de la sine. Tot așa când se vor termina toate lucrurile și prezența lui Dumnezeu va fi clară și evidentă, această prezență va fi îndreptată spre, pentru cei care sunt neprihăniți ca să-i primească, fiindcă este ceva înrudit cu Dumnezeu, este ceva al Lui. Iar cei care nu sunt după natura lui Dumnezeu, întreagă mânia lui Dumnezeu va fi îndreptată împotriva lor ca să-i ardă și să-i destrugă. Prietenie, îi zice împăratul unui om care a venit la mare sărbătoare în haine care nu au fost dinunte. Cum a ai intrat aici fără să ai haine din nuntă? Și apoi sentința, legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Ca să nu stăm tremurând, așteptând această zi care inevitabil va veni și vom da răspuns pentru tot ce am făcut, ca să nu tremurăm, vom fi salvați sau nu, Dumnezeu a pregătit un răspuns. Este neprihănirea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care vine prin credință. Și Pavel spune, toate aceste lucruri care mă înconjoară, le privesc ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus. Pentru el am pierdut toate și le socotesc ca gunoi, pentru ca să fiu găsit în El, nu având neprihănirea mea, pe care mi-o dă legea și aceea care se capăte prin credință în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință în acea zi, când vom sta față în față, singurul lucru care îți dă liniște și pace și siguranță este să ai prihănirea lui Hristos asupra ta, este acea îmbrăcăminte din nuntă în care singură poți intra în prezența Sfântă a lui Dumnezeu. Isaia, când a văzut cine este Dumnezeu, a spus, sunt pierdut. Sunt un om pierdut, măcar că era un profet. În această zi, neprihănitul abia va scăpa. În această zi, este bine să intri doar cu neprihănirea lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Asta înseamnă să fii primit de Tatăl, așa cum Tatăl îl primește pe Fiul. Și asta este posibil. Tocmai pentru aceasta a venit Fiul lui Dumnezeu. Și acum, haideți doar să vorbim ce ne încurcă doar să ne apropiem de Dumnezeu. Haideți să ne întoarcem la 2 Petru și avem cuvântul prorociei care a făcut și mai tare. Bine facem că luăm aminte la el, că la o lumină alergăm spre el care strălucește într-un loc întunecos până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile noastre. Înainte ca să vină această zi când Dumnezeu va fi mai clar decât soarele pe cer, se spune că domnul Isus spune la Apocalipsă că eu sunt luceafărul strălucitor de dimineață. Înainte ca să vină această zi pe cer, acum noaptea vedem sunt multe miliarde de stele pe cer. Dar înainte ca să vină această zi clară, pe cer va rămâne doar o singură stea. Astăzi sunt foarte multe stele, sunt stelele biznesului, sunt stelele estradei sunt stelele politicii, sunt stelele sportului și mulți vor să urmează calea lor, măcar că niciodată nu ajung la această înălțime, fiindcă stele nu pot fi prea multe. Înainte când nu erau aceste dispozitive care prin GPS ne arată unde e nord, unde e sud, oamenii se orientau după stele. Ca să ajungi undeva, te orientai după stele. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că pe cer sunt și niște stele rătăcitoare, pe cum și în mijlocul oamenilor sunt niște stele rătăcitoare. Dacă vei îndrepta curabia vieții tale după aceste stele care rătăcesc, care nu ți indică la această singură stea adevărată care va rămânea înainte zilei celei mari, atunci curabia va nemire peste stânci, va fi zdrobită. Dacă vei urma exemplul lor, nu vei ajunge la bine. Iisus Hristos este singura stea care va rămâne pe cer atunci când va veni ziua cea mare. Toți cei care și-au investit viața în alte direcții, în alte scopuri, care au mers și s-au condus după alte stele, vor fi foarte mult dezamăgiți în această zi, fiindcă înaintea venirii lui Dumnezeu, care va fi clar ca soarele pe cer, va fi doar o singură întrebare importantă. Îl ai pe Iisus Hristos în inima ta? Ai prihănirea lui peste tine sau nu ai? Luceafărul de dimineață este singura stea care rămâne pe cer. Ce ne încurcă astăzi, în afară de aceste stele rătăcitoare, ca să avem pe el, ca să căutăm această stea? În pilda pe care Domnul Isus a dat la Luca 16, s-a dat o cină mare și un om a poftit pe mulți, au fost trei motive principale de ce oamenii n-au vrut să spună. Primul a spus, a, am cumpărat un ogor, al doilea a spus, am cumpărat cinci perechi de boi și mă duc să încerc. Și al treilea a spus, tocmai acum m-am căsătorit și nu pot să vin. Sunt ocupat. Toți trei au fost ocupați. Haideți să vedem aceste trei scuze de ce oamenii nu au timp ca să pătrundă adânc cine este Isus Hristos. De ce nu au timp ca să studieze Scriptura? De ce nu au timp să se gândească, să se roage? Primul motiv este, am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Dumnezeu nu este împotriva proprietății. Și mi se pare straniu că omul acela s-a dus să vadă ogorul după ce l-a cumpărat. Probabil că se ducea nu să-l vadă cât de bun este, dar să-l mai admire încă o dată. Mă întreb dacă Daniel, care a fost prim-ministru și în Babilon și în Persia, care a avut grijă de întreagă țara... Uh, A lui uh, acel um, împărat Darius, dacă aș fi fost împărăția lui, aș avea eu timp oare ca să-l caute pe Dumnezeu, dacă ar fi fost împărăția lui. Nu știu. Poți avea proprietate, dar dacă ai admirație de proprietate, ea nu, nici de cum nu te va lăsa să-L slujești pe Dumnezeu ca să nu admirăm proprietatea noastră. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă. Când crezi bogățiile, nu vă lepiți inima de ele. Și sunt oamenii care își închepuiesc că veșnicele vor fi case, că locuințele lor voi dărnui din veac în veac. Atunci când proprietatea se înmulțește, omul tinde să creadă în veșnicia proprietății lui, dar nu în veșnicia lui Dumnezeu. Doar Dumnezeu este veșnic. Și de aceea, pe pământ, de multe ori se întâmplă că averele oamenilor vor fi deja, casele lor sunt pustiite și oamenii zidesc case și în ele nu locuiesc, să vin și nu beau vin din ele. Toate aceste lucruri se întâmplă ca toți ceilalți care trăiesc în jurul lor să vadă proprietatea, nu este pe veșnicie. Ea trece, veșnic este doar singurul Dumnezeu. Nu strângeți comori acolo unde le mănâncă molile și rugină și unde hoții sapă și le fură ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu. Al doilea om spus, am cumpărat cinci perechi de boi și mă duc să încerc. Pildele ne vorbesc că puterea boilor aduce belșug de roade. Sunt oameni care astăzi sunt în alergarea profitului și nu pot să pierdă profit, fiindcă dacă vor sta prea mult în studierea cuvântului Dumnezeu, vor pierde multe profituri. Au uitat să numere cât costă sufletul lor. Și eu cred că el costă mai scump decât toate profiturile lumii acesteia. Haideți să vedem ce spune cel mai bogat om despre profituri. Solomon, nu te chinui ca să te îmbogățești. Nu spune precepere în aceasta. Abia ți-a aruncat ochi spre ea și nu mai este, căci bogăția își face arepi și ca vulturul își ia zborul spre ceruri. Omul care a fost mult mai bogat decât noi toți împreună și chiar țări întregi din timpurile noastre, a spus aceste cuvinte. Haideți să vedem ce a observat el important în viața lui. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea lor lui el le dă pâine ca în somn. Și el spune, ziua Domnul îmi dă îndurarea lui, iar noaptea cântăm laudele lui și înălțăm o rugăciune spre Dumnezeu vieții mele. Nu vreau să spun că Dumnezeu nu dorește ca să lucrăm și să câștigăm banii. Dar dacă profiturile după care alergăm, vedeți, spune: Mă duc să încerc, boi. Mulți se avântă în încercarea de a face profit. Este doar o încercare și nu mulți această încercare o trec cu succes. Și dacă această alergare după profit. Dumnezeu nu este împotrivă ca să muncim, dar dacă ea nu mă lasă să am părtășie cu Dumnezeu, probabil că nu mă aflu în locul corect, sau iau prea mult asupra mea. Ce om al lui Dumnezeu Daniel a fost atât de ocupat, dar el a găsit timp ca să-l caute pe Dumnezeu, noi știm aceste săptămâni de post, ce revelații și-a lăsat în urmă sau o carte atât de adâncă, profețiile lui Daniel. Ocupațiile lui nu nu l-a oprit să-l caute pe Dumnezeu și să lase o măștinire atât de bogată. Este un exemplu bun pentru noi. Și al treilea a spus tocmai acum m-am însurat. Nu știu dacă va fi vinerea Domnului chiar imediat când merge o nuntă, ce ar spune tinerii? Oar spune oar ei, Doamne, hai mai târziu, hai mai vină peste o lună, două, după o lună de miere. Nu știu ce ar spune ei, dar... Se vede că aici problema era în altceva, și acest om a spus, tocmai acum am însurat și a lăsat uh, soția acasă, nu s-a dus la casă Domnului și s-a dus singur în ogor și de aici pornesc multe, multe probleme. Iată ce spune Iisus, adevărat vă spun că nu este nimeni care să fie lăsat casă sau frați sau surori și tată sau mama sau nevastă sau copiii sau holde pentru mine și pentru Evanghelia și să nu primească acum în viacul acesta de 100 ori mai mult și în veacul viitor viața veșnică. Inima omului este nespus de înșelătoare și de deznăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Haideți să vedem pe Domnul Isus. dacă El a învățat ca să lăsăm mama, soția, tată. Haideți să vedem exemplul Lui. Când El stă pe cruce, a lăsat El oare pe mama sa? Este o întrebare. A lăsat-o fără grijă? nu-mi pasă nimic, mamă, eu fac voie lui Dumnezeu, îmi dau viață pentru o întreagă, nu mă interesează cu ce ai este ocupat. Așa s-a portat Domnul Isus. Nu. nu. El a avut grijă de ea atunci chiar când o singură respirație este foarte dureroasă. Și totuși el s-a rezemat pe aceste cuie care i-au străpuns mâinile și a spus lui Ioan, aceasta este mama ta și i-a spus, aceasta este fiul tău, tu ai să ai grijă de ea, Ioane. Atunci, ce vrea să ne spune Domnul Iisus prin aceste cuvinte ca să lăși pe mama ta, pe tată ta, pe soția ta chiar, pe soțul? Ce se are în vedere? Inima omului este nespus de înșelătoare. Și oamenii știu a scuza lipsa lor, lipsa lor de dragoste față de Dumnezeu, știu a scuza cu dragoste față de apropiații lor, de rudele. Nu-L iubesc pe Domnul și n-am timp ca să-L caut, fiindcă am grijă de părinții mei. Asta mă încurcă este un motiv atât de nobil. Și Domnul Iisus le vorbește oamenilor pe limba lor. Dacă asta te încurcă, atunci lasă și pe mama, și pe tata, și pe soție și urmează-mă pe mine. Dacă asta doar te încurcă. Acesta este răspunsul lui Iisus pentru o inimă vicleană. Și pentru cei care vor să-și pună soți sau soții pe piedestal, iată că psihologii au descoperit că dacă un soț sau soție pune pe partenerul pe piedestal, cu o prea multă reverență se atârnă. Știți, când se așează alături între astfel de persoane, distanța este mai mare de 2 5 cm și relațiile se răcesc și se distrug când cineva este înalțat pe postament. Nu este privit ca un partener egal nu este bine să-l pui pe cineva pe postament. Soția nu are nevoie încă de un obiect care să-i stea la picioare. Soția are nevoie de un bărbat care îl cunoaște pe Dumnezeu, care poate să se pună în spărtură pentru familia ei. De aceea, niciodată soția, familia, părinții nu au fost o piedică serioasă de a urma pe Dumnezeu și a spune, nu am timp să citesc Biblia și să mă rog, fiindcă am copii, am mamă, am soție și am soț. Este un motiv fals. Isus este singura stea care va rămânea pe cer înainte ca să vină ziua cea mare, când vă vedea pe Dumnezeu clar. Merită să dăm la o parte toate lucrurile care ne încurcă, ca să-L găsim pe El, ca să-I găsim neprihănirea Lui. Și dacă sunteți de acord, vă rog să susțineți cu un amin acest gând. Amin. Calea prin care ne apropiem de Domnul. Și calea aceasta ne-a vorbit Petru încă la început, este cuvântul prorăciei, care este ca o lumină care strălucește într-un loc întunicos, până se va crăpa de ziua și va răsări uceafărul de dimineață. Biblia nu este o carte ca celelalte cărți. Biblia este cuvântul prorociei și vreau să dau câteva exemple ce înseamnă aceasta. La Matei, Evanghelistul Matei ne descrie viața Domnului Isus încă în copilărie și spune că Domnul Isus a rămas în Egipt la 2015 până la moartea lui Irod ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice am chemat pe fiul meu din Egipt. Dacă studiem la acel proroc despre ce se vorbește aparent, nu merge vorba deloc despre Domnul Isus, merge vorba despre ieșirea poporului Israel din robie Egiptului nici un seminar teologic nu va da niciun fel de temei pentru ca acest loc să fie tălmăcit în acest sens, că merge vorba despre Domnul Isus. Toate metodele de studiere a Bibliei contemporane nu ne permit ca acest loc să-L referim la Domnul Isus. Și totuși, Matei, care citește acel verset din Vechiul Testament, fiind plin de Duhul Sfânt, au simțit ceva în Duhul lui, profeția care se conține în acest cuvânt, a început să lucreze în inimile lui și el a început să-l cunoască pe Domnul Isus în acest verset. Și tocmai aceea el a scris, s-a împlinit cuvântul care a spus prorocul. Când Duhul Sfânt vine peste noi, citim Scriptura cu totul diferit, începem să-L cunoaștem, să-L vedem pe Isus în ea, ceea ce este cel mai esențial. Când nu ne deschide Domnul Iisus, Duhul Sfânt nu ne-L deschide, atunci vedem o grămadă, o sumidenie de alte lucruri și rămânem orbi așa cum au rămas orbi farisei, săduchei și preoții. Uitați-vă la Sinedriul când a fost adoptată această sentință de moarte pentru Domnul Isus, ce au spus ei lui Nicodim. Au spus în felul următor, cercetează bine Ioan 7,52 și vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc. Aveau scriptură, și prin Scriptură au ajuns la concluzie că Domnul Isus nu este Fiul lui Dumnezeu, nu este Mesia, nu este Cel care este așteptat de întreg popor. Citind Scriptura, pe baza ei, au ajuns la sentință de moarte. Domnul Isus, tu nu corespunzi la acest cuvânt care ținem în mână, care a fost lăsat de Moise și prorocii. Iată ce înseamnă citirea Bibliei fără luminarea Duhului Sfânt. Slavă lui Dumnezeu, se spune la proverbe, stă în ascunderea lucrurilor dar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Dumnezeu este un Dumnezeu ascuns, lui place să-L căutăm. Așa cum Iacov l-a căutat, până dimineață, uneori ne apare că l-am găsit pe Dumnezeu, dar el foarte repede se rupe din mâinile noastre și fuge de noi. Aceasta este natura Lui ascuns. Lui îi place ca să-L căutăm din nou, din nou și din nou. Și acei care odată, atingându-se de Dumnezeu, cred că știu deja totul, probabil că n-au înțeles încă toate lucrurile.